da que se instalea solo un montón de gente, se repite, un estereotipo, sau un amica. Cea repetiția deja nu mai atrage suficient atenție. Iată, chiar aici, în fața Dinaru, a văzut, e sub tutela, mama, o iau cu bani. Am 100. Corect, am zis ceva. Cam așa. 80%, cum zic eu, ăsta adevărul. Păi, ce să zic? Mă, ăsta adevărul? Asta mă, să zic, domne, și eu ceva. Am lucrat acum la, între Albești, Boiul, la uzina de apă. Unde se procesează apa și nu știu ce. Și un proiect de amploare care... ca să modernizeze toată structura și rețeaua și finanțat de un fond al Uniunii Europene, imens, o sumă mare. Și am lucrat o lună și nimic. 100 de lei, da, la început, de încurajat. În 4 zile, deci am și buzul meu și stricat și în 4 zile am câștigat 1000 de lei. Să nu. Să fie de cum să nu, nu mi-a făcut. A, ca lumea lor. A, că fer pe tir sau cum? Nu, mă, pe bus. Am fost și eu pe tir și trec, pe bus. A, nu știu, mi-a fer, mi-a la bine, sau unde? Nu, mai ții minte când ne-a fost cu noi, de când erau tu, sta Cezarina, directorii, și eu eram șofer acolo la mine. Șofer? A, da. Adimau și te-am dus în multe treburi. Știi că ce-am fost? Da, da. La Franța, cu părul meu, cu Grigo. Da. Bă, îți aduce aminte de mine? Da, 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 da. Așa. No, și... n-am mai reușit la mine, fiindcă... Eu trăiesc cu impresia că Nelu Maior... Dudu! Nu mai am din zorul. Zorul meu nu e un om. Aha. Nu e un om? Aceste precizări care prin luminați și efectul pe care l-au adus sub privirea noastră ne-au mișcat și Sergiu Nicolaescu a fost cu adevărat un om mare, un artist al tuturor care a știut să împrăște lumină în jurul lui în orice momente ale vieții sale și ale timpului. Și mi se pare încă un omagiu adus festivalului prin faptul că este, iată, din nou imortalizat Sergiu Nicolaescu. Cu mare drag și te rog să-ți spui. Revista Școlii. În revista Școlii, da. Dar când apare tu, mă faci atent. Da, da, sigur, mă dau.